la prof online că exerciții de matematică. Bravo! Bine ne vedem! Tema pentru acasă. Tema pentru acasă, pentru că am aflat de la mama ta că tu ești chiar un respectos cu tema pentru acasă. Nu? Poate nu chiar și ai zis, nu se poate, trebuie să fac tema. Prof online așteaptă și eu nu pot dezamăgi. Dar vreau să-l impresionez. Asta este extraordinar. Și eu vreau să-l impresionez pe tine într-un dialog care am. Dă-mi numai în capăt. Ce probleme ai avut tu de făcut? 5 vile cu... Nu. 13 vile cu 5 și 7 camere. Deci 13 vile. Care au compoziția de 5 camere și 7 camere. Și acum tu îmi dai... Al doilea lucru important, maximul și minimul. Asta e. Deci prima problemă pe care o ai putut rezolvat, vezi care este numărul minim de camere pe care trebuie să le vedem și numărul maxim, da? Deci numărul minim camere 5 ori 13 înseamnă 5 ori 13 și aici nu știu cum mă descurc. De 10 despărțim în 10 și 3. Deci vine 5 ori 10 plus 3, care înseamnă, te rog, 5 ori 10. 3 ori 5. Aici dăm la carolifer? Da. Da. 5 ori 10. 3 ori 5. 15 și așa am dat. Și plus? 65. Egal 65. 5 ori 10, 50, da? Și facem final 65. Deci tu ai de gând să dai un număr de camere cuprins între 65 și să mă numărul maxim. Numărul maxim camere de camere, hai de camere, înseamnă cât? Te rog să mă ajuți. 7 ori 13. Care înseamnă cât? 7 ori? 7 ori 10 plus 3. Așa. Și care va însemna? 7 ori 3 este egal cu 21. Wow! Exact. Dar știi asta bine, da? 7 plus 70 este egal cu 91. Pe 7 ori 3, 21 și plus 7 ori 10, 70 facem final 91. Așadar, tu ai de gând să-mi dai un număr de camere cuprins între 65 și 91. Am dat 85. Deci ai dat prima problemă, prima variantă, număr camere 85. Egal 85. Întrebarea este câte vile sunt cu 5 camere și câte vile sunt cu 7 camere. Cerculețe. Cum? Ai gândit. Cu cerculețe, cele 13 și ai început să gândești problema. De acord cu tine. Deci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 și 13. Bun. Și, fiindcă ai 85 de camere, 85 se apropie mai mult de cine? 91. De 91. Așadar, ai scăzut... Cum? Cum? Scriem 7, 7, 7, 7, 7. Peste tot. Deci dacă te gândești la 91, înseamnă că toate cele 13 sunt cu 7 camere, da? Da. Bine. Eu zic 7, ca să mai scriu 7 minute, da? 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 și iar de 7 până la capăt. Și atunci, câte camere ar fi trebuit să ai? 91. Da. 85. Și atunci ce faci? 91 minus 85. Să vezi câte camere, mai puțin ai tu, da? Practic, în problemă. Deci 91 minus 85 face
Nu știu să se poate, ne împrumutăm de la 90, da. 10, 5, 5, 6. Și cu 1, 6, foarte bine. Și 8, minus 8, 10, nimic. Nimic. Deci 6 camere, ai mai puțin cu 6 camere. Da. Și atunci, ca să... Pe 6 le spărțim 2, 1, 2, 1, 2 și 2. Foarte bine. Deci 6 înseamnă 2 plus 2 plus 2. 2. Așa. Cele ultimile trei, cele trei camere cu 7, luăm 3. Luăm câte? 2. Câte? 2. 2, ca să rămână 5, nu? 5. Deci, îl tai pe 7 și pun 5. Am recuperat un 2, dar urmă. Încă o dată. Da. Și ultima oară. Și ultima oară, 5. Și felul ăsta, ai recuperat pe 2. Adică ai tăiat din 7 un 2, ai tăiat încă un 2, încă un 2, practic cele 6 camere care nu le aveai, pe care nu le aveai. Acum ai reușit să le dai deoparte, le-ai transformat în vile de câte 5 și răspunsul, câte sunt cu 5 camere? Sunt 3 cu 5 camere. Perfect, răspuns. Răspuns corect. 3 vile cu 5 camere. Și 10 vile, nu? 10 vile cu? Mamă, 10 vile cu 7 camere. Cu 7 camere. Iată că ai reușit foarte bine să rezolvi problema. Facem proba. Foarte tare. Adică 10. 5. 3 ori 5. 15. Da. 10 ori 7. Cât face? De 7 ori câte 10? 70. 70. Deci, 10 ori 7, 7 ori 10. 7 ori 10, tot acolo este. Aici e formulele. 70. Și acum, 15, ca să vedem în total, 15 plus 70, egal cu? 85. 85. Foarte bine ai gândit. Excepțional. Deci, te rog să nu mă crezi că sunt plătuți. Mai încă 9 probleme. Mai încă 9 probleme. Că 5 la asta și mai încă 5 la cealaltă. Uite! Mai am 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5 și 5 cu, 5 cu bănci. 5 cu bănci. Dragilor, observați? Cât este de meticulos, merită voi, voi toți cei care sunteți elevi, să vedeți un model de copil, din nou cu acel om, din nou că nu e mare, trebuie să vadă toată lumea. Deci un model de copil care n-a putut să vină la clasă, la întâlnirea cu profesorul, pentru ce nu și-a avut tema. Da. Și ai gândit excepțional, crede-mă, place foarte tare. Mai întâi te interesează de numărul de camere maxim, numărul de camere minim. Ca să dai două problemă cu 85 de camere, ca să se cadreze între 65 și 85, nu? Asta este secretul. Foarte bine. Dar cel mai tare lucru este că atunci când faci diferența, trebuie să-ți dea un număr par de data asta, între 5 și 7, e 2. Și tu ai câte două camere inclus de distribuit. Deci asta e secretul. La 65 adunăm 2. La 65, dacă vrei să folosești, adunăm 2, 4, 6, nu? Da. Asta este ideea formidabilă. Deci, tu, Mario, în clipa asta, stăpânești foarte bine tehnica de compunere a astfel probleme, da. Încât pe mine mă surprinde, mă plăcut și spun așa. Vedeți, dacă pătrul de mâini intimitatea ieșițiului, vin pentru noi o joacă. Suntem chiar propunători. Deci, el se sesizând între 5 și 7 diferențe de 2, pleacă de la mine și adună un 2, un 4, un 6, un 8, un 10. Minus 4, minus 6, da? Fiindcă ai gândit problema de la maxim și ai trecut înapoi. La mine. Excelent. Dacă ai făcut așa de toate problemele, ești foarte tare. Eu cred că ai făcut așa, mai convins, atât n-are rost să mai revedem celălalt. Sunt mândru de tine, să știi. Acum, dacă îți dădeam cu 7, cu 8 și cu 5. E diferența de 3. Diferența de 3.
Și atunci tu vedeai maxim și minim și unul din 3.000, 3.000, 3.000 în tot adăugai, da? Deci depinde de tot secretul, aici este. Aici, la ce diferențe de care? Și la maxim și minim. Și la maxim și la minim, fie că la minim adun câte 3, iar la minim adun câte, la maxim, nu scazi câte, câte maxim, câte 3, da? Tot de câte 3. Uite, îți modific chiar acum. Pentru data viitoare, cele 13 minute, știu cum mai ai. Dar acum ai mai convins pentru modelul ăsta, că ai gândit foarte bine. Și acum eu ți-am modificat compoziția minilor cu 5 și 8 camere, încât diferența e de 3, și tu te interesezi, după tehnica ta, vreau din nou ca temă, 5 probleme. 5 probleme? Da. Ok. Deci 5 probleme după compoziția asta, cu 5 și 8, da? Da. După tehnica ta. Și lui cu asta m-ai convins teribil. Făcând și chestia asta, mâine când vii la lecție, le spun prietenii noștri, așa se gândesc problemele. Profesorii ăștia care compun, învățătorii care compun probleme, nu sunt niște extraterestri. Sunt oameni obișnuiți, dar au șmecherii puse la punct. Și atunci noi le descoperim aici. Da, dragilor, așa este. Așa că trecem la problema cealaltă cu bănci. Cu bănci. Prima. Așa. Te rog. Dacă pun temă. Temă, da. Dacă pune câte 2 în bancă. Dacă... Deci, într-o clasă sunt elevi și bănci, da? Da. Într-o clasă sunt elevi și bănci. Elevi și bănci. Câte 2? Câte 2, dacă pune? Câte 2? Dacă pune câte 2, rămân 4 elevi în picioare. 4 elevi plâng, da? Da. Plâng. Deci n-au loc, stau în picioare, da? Dacă pune câte 2. Acum. Dacă pune câte 3, da. Rămân 2 bănci de... Deci rămân... Două bănci libere. Da. Eu m-am gândit să-i pun pe cei 4 la... O să... Câți elevi? Câți elevi? Întrebarea. Câți elevi? Și câte bănci? Câte bănci? Înainte erau câte 2. Cei 4, eu îmi pun la 4 bănci. Așa. Deci, hai să facem băncile, da? Da. Băncile pun așa o liniuță și că sunt 2. 3. Iar 2, nu? 3. 3 bănci sau să facem 3. Chiar 4? Eu spun cum să facem chiar 4. Putem face câte vrem noi, 4, 5, 6, care importanță. Te-ai vrut mai 3, da? Foarte bine, nu am nimic împotrivit. Și puncte, puncte, și ultima bancă, care o fi aceea, rămân tot doi, da? Da. Da? Și aici 4 elevi în picioare. În picioare. Care plâng. Dacă acum reluăm situația și punem câte? 3. Adică cei 2 iau din nou desenul. Deci 2, 2, 2, 2, cum erau? Puncte, puncte. Puncte, puncte. Și acum? Rămân 2 bănci libere. Așa. Și asta de aici din față erau tot ocupate, nu? Da. Toate erau ocupate. Da. Și asta la altă din față aici, tot ocupate. Da. Toate erau câte 2. Dar mai erau multe puncte. Și mai erau de aici, nu știu câte, n-am eu idee cât se pun. Dar sigur, după ce am pus câte 3, după ce am pus câte 3, în bancă, câte 3. Rămân 2 bănci libere. Rămân astea 2 de aici libere. Asta și cu asta nu am niciun copil. Dar asta de aici din față. Are de așa. Avea 2 înainte și mai are și pentru. I-am dat noi. Da. Da. Înainte, dacă ne amintim.
cele două bănci erau. Erau? În astea două bănci care erau copii, câți erau? Erau patru. Așa, mă. Patru elevi. Aceștia patru? Aceștia patru i-am pus la patru bănci. La patru bănci? Adică una este aici. Că primele de la început, mai erau. Ăștia erau cei patru de la copiii care erau picioare, da? Da. Așa. Mai facem patru bănci. Mai facem patru bănci. Adică una o am aici, două, și trei, da? Și pe una, patru. Ei, doi, doi, doi. Și acești patru copii vin aici, nu? 1, 2, 3 și 4. Iată cum i-am planificat pe ăștia patru, pe care am plecat aici, de la urmă de viitoare. Da. Și acum întrebarea este, câte bănci și câte elevi sunt? Sunt 10 bănci. Foarte tare! 2, 4, 6. 10 bănci, da? Și 24 de elevi. 10 bănci, deci răspuns corect. Răspuns. 10 bănci. 24 de. Cum ai venit cu 24? Ușor. Cum ai venit, mă? 8 ori 2. Chiar ori 3. Este 3. Ori 3. Da? 8 cu 4 și cu 4, 8. 8 ori 3 face 21. 8 ori 3, 24. 8 ori 3, egal 24 de elevi. Dragilor, din nou, prin dimensul problemei, faptul că îi rămân aici două bănci libere, zice, înseamnă că înainte erau câte doi copii. Acei 2 și 2, 4, i-am distribuit, plus 4 ce e din picioare, câte unul și iată că am obținut corect problema. Foarte corect. Mai are 5 minute, mai am. Da, dar spun că am văzut problemele tale, da. M-ai convins acum că stăpânești tehnica asta. Toate problemele sunt corecte, da. Dar acum spun, fac eu una tare. Aha. Am un buchet de floare. Dar profesor, îl fac. Îl fac? Bravo. Deci, eu spun așa, știu, deci am o problemă, interesant. Deci un buchet de floare. Da. Și un număr de vase. Nu știu eu câte vaze sunt, nici câte flori am în buchet, așa, în brață. Dacă pun câte trei... Da. Dacă pun câte trei în vază... Fiecare vază. În fiecare vază, rămân 8 garoafe. Să scriem, nu? Da, 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 da. Deci... Mami. Alea. Și pentru a cincea. Și pentru a cincea, ia uitați. Ia uitați-vă. Vă surprind în mod plăcut. O să vă placă. Haideți. Eu știu, am învățat, mi-e la camare. Stai. Stai, nu te dă, dacă ți-i dă la acum, nici tu nu o faci. Deci, fii atent aici. Cum am zis? Dacă punem câte... Trei. Punem. Câte trei. Câte... 8 garoafe. 3, rămân. 8 garoafe. 8 garoafe. Profesor, știi ce fac? Fac câte 4. Dacă punem câte 3, dacă punem câte 5... Deci nu câte 4. Ah, t-a stricat jocul. Nu mi l-a stricat. Punem câte... 5, rămân 3 vaze libere. Știu, știu. 3 vaze libere. Câte flori, câte grafe sunt în buchet și câte vaze avem pe masă. Ok. Deci, chiar dacă e tare problemă, e mai tare decât până acum. Deci nici, atenție, și voi de aici, puneți-vă mintea la treabă, că eu spun, știu ce spun. Poți să fac? Da. Te rog, uite chiar acum pe loc. Acum pe loc, cine o face? Hai. Eu. Puneți. Eu. Deci, Adania, nu spune așa. Puneți-vă, așa, să spunem. Eu.
Patru ani. Da, da. Da? Vezi la treabă? Vezi cum conduci? Da, da. Hai, conduci. Ok. Așa. Facem câte... Eu scriu aici și tu scrii. Da. Da. Deci în ce facem fac vaze, în vazele? Facem 8 vaze. De ce și urmă? Pentru că cele 8 garafe? De 5? În 4. 4 vaze. În 4 vaze. Deci măcar câte am să facem? Măcar 4. 1, 2, 3, 4. Aici am pus câte 3 la început. 3 peste 4. 3 peste 4. 3 peste 4. Da? 3 peste 4. Da? Să vedeți. Hai să vedem. Și mai departe, puncte în puncte, următoarea, ultima vasă, chiar ultimii trei o să le vedem. Da. Punem aici, mai punem și în următoarea. Aici. Nu, aici se punem. Încă trei. Și încă trei. Nu. Da, încă trei. Deci, punem noi peste tot, în toate vasele și închid puncte în puncte ăsta, habar n-am că de sunt. Punem așa, mi-au vreo trei vaze, două vaze, patru vaze, hai să facem. Patru vaze. Profesor, profesor, ușor. Patru vaze. Pentru el, pentru el, cred că ar fost instructiv să zic două vaze. Da, da, lasă două vaze, hai. Două vaze libere. Două, da? Da. Deci două, ăsta două, ăsta două. Fii atent, dacă multipli două, nu mai am nicio vază. Înainte, dacă ne amintim, erau câte trei. Așa. Și? Și în cele două erau șase. Așa, mă. Și acelea șase trebuie să le distribuim. Deci, hai să ne întoarcem aici. Noua situație. Câte punem acum? Șase. Câte? Nu. Acum punem câte cinci, da? Trei erau. Trei. Dar câte vaze? Așa este o gama felicul. Ce ai spus tu mai devreme? Cele 8 le punem la... la 4... La 4? La 4 pentru că câte 2 mai spun. Deci voi pune câte 2 ca să ajung la 5. De la 3 la 2, iată cum fac. 2. Deci, le-am terminat pe 8. Da. Acum... Cele 2 erau pline cu 3. Așa, astea două erau cu trei, da. Deci facem șase vaze. Șase garoafe. Șase garoafe. Și le punem? Câte trei. Trei sunt deja. Uite și aici sunt trei, și la asta sunt trei, și la asta deci în față sunt trei. Dacă mă mai fi, vedeam. Dar eu am acum disponibile șase, da? Și câte trebuie să pun ca să completez la cinci? Trei. Două. Două, nu? Că trei și două fac cinci. Două. Dar câte am la dispoziție rundurile de aici? Șase. Așa. Două. Doi, patru, șase. De trei ori. De trei ori. Și cu asta am completat. Deci le-am pus odată pe cele care. Le-am pus odată pe cele 8 garoafe. 8 garoafe. Și aici, 6 garoafe. 6. Sunt 9 bărci. Sunt 9 vaze. De ce 9? Nu, pentru că cele 4 cu cele 3 și cu cele 2 goale, 9. Așa este. 9 vaze. Asta a fost bravo. Și mie a dat așa bravo. Și mie. Da, 9 vaze. Mamele, sunt bucure că au făcut problema. Noi am făcut-o de mult, dar așa de a 5-a n-au făcut-o. Nu au făcut-o. Deci, de răspuns, 9 vase și câte garoafe? 35 am auzit. Am auzit, nu am auzit cum am avut. Da, da, da. Deci, 5... El vrea rândul 2 să le socotiți. 35. Bravo! 35. Da. Vedeți? Da. Foarte interesantă problema, că acum eu am văzut la 2
Și atunci, sigur, el trebuie să vadă și să-și împartă câte două și să vadă. Deci este un lucru teribil de frumos. Uite, acasă, când faci o compoziție de 3 și 7 garafe. 3 și 7. Da, 3 și 7. Deci punem în vase câte 3 și 7. Și acum rămân... Când punem câte 3, rămân liber, rămân câte garoape. Deci când punem câte 3, rămân 8 garoape. 10, 8 garoape. Și când ne punem câte 7, rămân 5. Ia să vedem, deci rămân două vase. Tu vrei 5? Da, dar nu sunt prea mult. De la 2 la 6, ia drumul. Deci de la 2 la 6. 6, de ce 6? Că de la 3 inițial. 3, deci 6 și mai... Nu. Și trebuie să mai prindu de 4, dacă să faceți multiplu de 4. Așa. 6. Deci 4 vase. 4 rămân. Ok. Bine, da. Să găsuiți ceva cu 12. Hai, continuăm, Mario. Da, da. Ne oprim aici.